Bună ziua și bine v-am găsit și astăzi la Torino Web News. Ca de obicei, pentru început să vedem câteva informații despre starea vremii. După un sfârșit de săptămână însorit și această săptămână se anunță a fi vreme plăcută și caldă. Astăzi cerul va fi în general senin, iar temperatura maximă ajunge până la 29 de grade Celsius. Mâine se mai încălzește puțin, atingându-se 30 de grade. În acest moment, în Torino sunt aproximativ 24 de grade Celsius. Mai întâi de toate, urăm un an cât mai bun și plin de satisfacții pentru toți elevii care încep astăzi școala. Ne întoarcem la știri și cei care au participat la proiectul Cantiere di Lavoro 2011-2012 trebuie să știe că pe pagina web a primăriei este disponibilă lista cu rezultatele provizorii. De asemenea, până în 23 septembrie, biroul Divizione Lavoro este deschis pentru eventualele lămuriri de luni până joi, de la ora 9 la 12 și de la 14 la 16, iar vinerea de la 9 la 12:30. Există și un număr verde afișat mai jos la care puteți suna pentru a cere informații suplimentare. Tot pe pagina primăriei, șoferii din Torino pot găsi informații utile în ceea ce privește amplasarea pe diferite străzi a sistemelor de control al vitezei. De asemenea, sunt indicate și străzile pe care se efectuează controalele de către patrulele de poliție locale. Șoferii nu trebuie să uite însă nici de sistemele fixe de monitorizare din Corso Regina Margherita numărul 401 și din Corso Moncalieri 113. Continuăm cu o altă informație utilă părinților interesați de înscrierea copiilor la grădinițele convenționate cu fonduri de la regiunea Piemonte. Înscrierile se fac în perioadă până în 15 septembrie pentru copiii născuți între 1 ianuarie 2009 și 31 octombrie 2010. Tot despre grădinițe vorbim și circumscripțiile 2, 4, 5, 6, 7, 9 și 10 organizează noi înscrieri pentru locurile rămase libere pentru copiii cu vârsta până în 3 ani. Cererile se depun de asemenea până în data de 15 septembrie. Informațiile complete sunt disponibile pe pagina web a primăriei. Iar în încheiere din agenda zilei de astăzi vă spun că pe 12 septembrie 1958 americanul Jack Kilby prezintă primul circuit integrat din lume și în 1994 a început să fie utilizat Netscape, primul program de succes de navigare pe internet. Și tot pe 12 septembrie, dar 1882, s-a născut Ion Agârbiceanu, scriitor român, ziarist, parlamentar, dar și preot greco-catolic. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare și o săptămână cât mai plăcută. Vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri.